Bună dimineața, dragii mei! Aici internetul este cam slab. Facem un seminar cu Biserica Bunăvestirea. Studiem mai departe cartea 2 Tesaloniceni. Iată, ieri am studiat lecția despre viitorul bisericii, însă altul este subiectul la care vreau să vorbesc acum dimineață. Doar vroiam să zic că aici conexia de internet nu este una chiar stabilă, dar sper că voi putea transmite mesajul care doresc să-l transmit și va putea fi ascultat. Vreau și eu să mă expun puțin pe marginea la evenimentele din viața politică care se întâmplă acum în Republica Moldova, dar haideți să pun și eu un link sau dați dumneavoastră dacă puteți distribui ca să vadă și prietenii voștri. Știu că este o oră nu cea mai potrivită, dar încep în curând predarea și atunci nu voi reuși să mai fac mai târziu mesajul, să transmit mesajul. Deci, pentru cei care nu ați reușit să vedeți știrea, eu am pus aici un link pe lista PAS, lista partidului acestuia, deci sub numărul 8 era Nata Albot. Nata Albot este o activistă, ea organizează multe festivaluri aici la noi, Republica Moldova, și nu numai festivaluri, este jurnalistă. Acum a ieșit o știre, declarația unui liderului unui alt partid, care spune că și-a venit cu un document că Nata Albot ar fi fost reținut în aeroportul din Chișinău cu droguri. Și atunci, iată, ieri seara a ieșit și reacția Natei Albot. În primul rând, cred că este de apreciat că Nata Albot și-a retras candidatura ei de pe lista PAS. Am privit emisiunea integral de la început până la urmă, chiar dacă era târziu, dar am vrut să văd și eu, să aud care sunt argumentele, ce are de spus. Eu, de fapt, de la bun început, când am văzut lista acestui partid, am văzut-o și m-am așteptat să găsesc în lista aceasta. Vreau să vă spun că la lista fiecărui partid, când mă uit, mă gândesc care este integritatea oamenilor și numai decât mă gândesc la fiecare om din cei care sunt în listă, cei pe care îi cunosc, mă gândesc ce contribuții pot avea aici, ce pot face ei pentru țară, ce vor aduce, ce vor promova oamenii ăștia. Pentru că în Sfânta Scriptură, la Proverbe 11:11, scrie așa: cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Și iată, dacă oamenii fără prihană ajung în poziția asta înaltă în Parlament, în poziții înalte de conducere, în poziții înalte unde se iau decizii, unde se fac legile țării, se iau deciziile cele mai importante ale țării, atunci nu numai cetatea, ci întreaga societate, țara, este înalțată prin oamenii ăștia. Dacă ajung acolo oameni răi, atunci ei surpă țara, dărâmă țara și nu vrem să ajung acolo. M-am gândit și la Nata Albot. Care ar putea să fie contribuția Natei Albot? Și sincer vă zic că aveam îngrijorări. Știind de lucrurile pe care le-a promovat Nata anterior, valorile ei, aveam îngrijorări, nu numai cu privire la ea, cu privire la multe persoane, am îngrijorări. Cred că ați auzit și dumneavoastră explicațiile Natei și, iată, partenerul ei acolo, Andrei, el tot moderând discuția, moderând tot, eu știu, transmisiunea aceea live, el tot o oprea pe Nata din când în când și întreba: ei, red flag, stai că, adică e ceva, e dubios, ceva nu-i bine.
Ascultând tot discursul acela, mi-a apărut și mie un red flag. Iată, Nata spune că ea a fost la o întâlnire undeva, nu mai știu cum se numea acolo, am uitat pe cum se numea, și zice că fiind la întâlnirea respectivă, atunci în 2016, ea nu fumează, dar zice, a găsit pe masă, cineva a lăsat pe masă o pachet de țigări și el a luat pachetul acela și s-a gândit să-l ducă, să-l dea altora. Mi-am amintit că în copilărie, cum strângeau copiii chiștacele de pe drum și m-am gândit chiar până acolo, nu cred eu că Nata Albot ar obișnui, mai ales dacă nu fumează. La un om care nu fumează, nu-i trece prin cap la niciun om să facă asta, dar cu atât mai mult mă gândesc la... Îmi pun întrebarea, nu știu, poate dacă așa zice Nata că a făcut, dar mă gândesc chiar dacă dorea să-i oferi un pachet de țigări cuiva, cred că ar fi oferit un pachet de țigări întreg. Nu știu, mi se pare mie că nu se potrivește la nivelul la care este ea în împrejurările. Nu știu, parcă nu vine greu să cred că ar fi făcut așa, dar mă rog. Nu știu asta, dacă sunt explicațiile, însă vă zic că mintea mea tot s-a ridicat un red flag cu privire la asta. Folosesc și eu expresia lui Andrei, partenerul ei. Ce mai vreau să mai zic? Evident că este o campanie murdară, oamenii aruncă mult noroi, politicienii asta fac și vedeți aici undeva. Nu știu cum, am impresia că politicienii parcă ne tratează pe noi, cum să manipuleze. Cineva crede mai mult în minciună, cineva crede mai mult în noroi, cineva accepta mai mult noroi să consumi testa noroi electoral. Eu zic să fim înțelepți și noi să căutăm să ne punem întrebarea ce pot face oamenii ăștia, dar să vedem ce au făcut. Să vedem nu doar ce promit, dar să vedem oamenii care vor să intre în viitorul Parlament, ce pot ei face. Mă adresez la comunitatea noastră evanghelică. Nu-i bine că suntem absenți și nu capui pe urmă, până la urmă tot mergem și ne dăm votul pentru cineva. Trebuie să fim foarte atenți pentru cine ne dăm votul. Eu am mari regrete că oameni neprihăniți din mijlocul nostru nu ajung la conducerea țării. Avem atâția tineri cu mare potențial care nu ajung acolo. Cred că undeva și vina noastră a păstorilor că mai puțin îi încurajăm, mai puțin îi promovăm, că undeva am acceptat felul ăsta de gândire că politica este murdară prin definiție și nu au ce căuta în politică nimeni niciodată. Nu putem așa crede. Oamenii fac politica. Iată, de exemplu, acum un exemplu așa de frumos a unei deputate din, doamne deputat din Finlanda, care ea, femeia, promovează valoarea cuvântului Dumnezeu și iată s-a expus cu privire la homosexualitate, a pus versetul din Biblie și acum este judecat. Dar femeia foarte vertical, stă bine și merge înainte, nu se oprește. Și avem multe exemple de oameni creștini care au fost politicieni și au fost oameni integre și vrem să ajungă astfel de oameni. Eu cred că noi avem pe cine să promovăm. Ne bucurăm că în Parlamentul trecut a fost domnul Ion Groza și de altfel domnul Ion Groza tot era, este și dumnealui pe lista PAS. Însă vă zic, când am văzut lista PAS, mi-au apărut multe întrebări care de exemplu, Nata Albot era pe locul 8, Ion Groza îmi pare că pe locul 16, Oazu Nantoi, care este un gânditor cunoscut, Oazu Nantoi îmi pare că, dacă nu mă înșel, tocmai pe locul 24. Ei, mi-am pus eu întrebarea, ce promovează PAS, ce va promova PAS, dacă lucrurile așa sunt puse acolo? Am multe întrebări cu privire la asta, dar cred că pe parcurs le vom vedea, vom adresa și noi întrebările.
chiar aș vrea și pe frații mei să-i invit să avem o emisiune unde să putem discuta. Mă refer la fratele Ion Groza, la fratele Valeriu Ghilețchi, la pastor. Pastori, știi, ambii sunt pastori. De altfel, am văzut pe profilul de Facebook acum dimineață al lui Valeriu Ghilețchi, am văzut că au avut împreună cu Ion Groza, au avut o călătorie la București, s-au întâlnit acolo cu prim-ministru, cu președintele Camerei Deputaților, cu alți politicieni cheie din România, s-au întâlnit și, zic, a scris acolo în postare aceea că au discutat și situația politică de la noi, din țară, deci cu siguranță au discutat ceva și cu privire la alegeri. Eu mă rog zilnic și vă îndemn și pe dumneavoastră să ne rugăm zilnic ca să ridice Dumnezeu oameni care vor putea să aducă, să zidească cetatea, nu să o dărâme, că de cei care o dărâm avem mult. Și mă rog, să știți că mă rog și de aceea ca Dumnezeu să îi împiedice pe cei care pot să dărâme societatea, să dărâme țara, să îi împiedice Dumnezeu să ajungă. Este adevărat că avem foarte mulți, ei au îndrăzneală mare, iată, ei nu se intimidează să îndrăznească la pozițiile astea mari în Parlament, așa, păcat că cei neprihăniți se intimidează, nu au îndrăzneala asta, nu știu, vor trece ani până vor avea și cei neprihăniți îndrăzneala ca să meargă la pozițiile astea, pentru că eu sunt sigur că mai avem oameni care au potențial, oameni care pot face, pot aduce schimbări mari, oameni care pot zidi țara, pot zidi societatea. Și încă ce am mai vrut să mai văd, nu știu, acolo la o știre scria că ar fi parcă, sau nu știu, o fi zis politicianul ăsta care a făcut declarația despre care declarația cu privire la droguri, cu privire la, zic că ar fi fost rezervat o poziție pentru Nata Albă, adică în perspectivă s-ar fi pregătit ca ea să, un plan care l-ar fi avut Pasca, să fie viitorul ministru al culturii. Eu, după ce am ascultat tot discursul celă ieri, discursul Natei și al lui Andrei, iată, am văzut că folosesc înjurături. Ei, când acum văd că și în filmele astea de vest și tot folosit înjurăturilor, înjurăturile parcă ar vrea să le facă, să-i obișnuiască pe oameni, să-i obișnuiască urechile cu înjurăturile. Dar, iată, la Efeseni, capitolul 4, versetul, în cartea Efeseni, în două versete scrie, la capitolul 4 cu 29 și apoi la capitolul 5 cu 4 sunt niște lucruri scrise acolo spuse creștinilor și zice așa: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Și apoi mai spune să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Ei, cuvinte de mulțumire mai puține acolo, dar iată, cu vorbe porcoase, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite sau înjurăturile astea nu-i fac față niciunui politician. Când oamenii scot în public, vorbesc în public, nici în particular nu-mi place să stau alături de un om care aud că înjură. Când aud un om care înjură, mă duc. Iată, apropo, cu prilejul ăsta vreau să vă spun că ultima dată m-am oprit la un peco și la o spălătorie auto. Și cât îmi spăla o mașină, eu mi-am scos computerul și îmi făceam ceva lucruri la o masă, dar îi auzeam pe băieții cei care spălau și ei vorbeau așa, cu înjurături, între ei vorbeau cu înjurături și atunci le-am... Dar ei doi lucrau și foloseau limbaj de ăsta, care folosesc mulți, cu părere de rău la mea. Deci atunci eu le-am zis domnilor, zic, aveți aici la dumneavoastră un pastor, zic. Le-am dat și eu de înțeles că nu se potrivește. Și ei când au zis, scuzați domnule, scuzați, ne pare rău, scuzați, vă rog, pentru felul cum vorbim. Gata, n-am mai vorbit nimic. Acum mă gândesc când în public, ești în public și folosești limbaj de este așa și hai nu vă grăbiți prea tare să dați like la chestii de astea. Eu zic să
ne ferim de lucrurile astea, că nu este un limbaj care e normal să fie și nu-i stă bine nimănui. Nu-i stă bine nimănui când vorbește așa, cu atât mai mult nu-i stă bine unui jurnalist, nu-i stă bine unui vlogger, nu-i stă bine unui politician, unui om care vrea să ajungă în politic și folosește limbaj de astea, nu, așa ceva. Nu vrem, astea sunt lucruri urâte. Și apoi vă mai spun ceva, cu cuvinte de astea și cu... Cum scrie aici, cu vorbe porcoase, cu vorbe nechipzuite, cu glume proaste, cu astea nu zidești țara, cu cuvinte necuvincioase, de astea nu zidești țara. Acolo oamenii cei trebuie să ajungă la o înțelegere, trebuie să poartă cu respect. Deci dacă vorbești în public așa și folosești cuvinte astea, pe ce înseamnă? În Parlament se începe anumit cu tot felul de cuvinte de astea, se înceapă bătăi, tot numai bătăi și jurături, cu astea nu se ajunge la hotărâri, nu se ajunge la ceva. Oamenii cei, când vor veni acolo în Parlament în diferite partide, trebuie să aibă respect unul pentru altul, să se audă unul pentru altul, ca să poată ajunge la niște înțelegeri, altfel ce noi. Ne vom trezi că ajungem să privim cum se înjură acolo mai rău ca la crâșmă, mai rău ca la nu știu cum se mai zică. Da. Deci iată la Proverbe. Mai vreau să mai citesc două versete din Proverbe. Versetul 14 cu 34, capitolul 14, versetul 34 spune așa: neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Și apoi celălalt verset 29 cu 8 spune așa: cei ușurate ce aprind foc în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Vedeți? Inclusiv și în Parlament tot așa. Cei ușuratici, ei aprind focul prin vorbe de astea, prin nu vrem să ajungă acolo oameni, nu vrem să ajungă oamenii de astea, mă rog să nu ajungă oameni ușuratici, mă rog să ajungă acolo oameni înțelepți, care potolesc mânia, care știu să-și păstreze respectul pentru oponent, indiferent de culoarea politică, indiferent de orice, știu să arate respect atunci când știu să arate respect unii pentru alții, pot să ajungă și la niște înțelegeri unii cu alții, dar atunci când începe a se înjura, când începe a se... Nu. Și cred că respectul ăsta trebuie să-l arate din perioada, din campania electorală. Să vedem și cum se poartă omul, dacă omul în campania electorală se poartă cu respect, se poartă bine, dar dacă în campania electorală îi face pe toți de nimic, atunci unde, cum, ce va fi acolo? Nu știu, sunt curios ce credeți și voi cu privire la tot ceea ce am spus și vreau să vă rog să scriți la comentarii, dar apropo, vreau să vă rog să distribuiți acest video ca să-l mai vadă, să-l audă și alții și să facem o atitudine. L-am făcut ca să avem o atitudine, să avem o atitudine corectă față de tot ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim. Bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze, vreau să închei cu rugăciune și merg și eu că avem dejunul și apoi începem lecțiile să studiem mai departe. Doamne, îți mulțumesc pentru dimineața de astăzi, îți mulțumesc pentru pacea, liniștea care avem în țară și îți mulțumesc și pentru libertatea religioasă pe care o avem, putem să ne închinăm ție, putem să studiem cuvântul tău. Doamne, îți mulțumim că și situația pandemică din țară parcă merge în jos, lucrurile mai puține, infectări mai puține. Doamne, te rugăm să ne păzești tu și acum te rugăm pentru alegerile acestea care ne stau în față. Doamne, te rugăm ca să ne păzești de oameni care pot face rău țării. Te rugăm, Doamne, să ridici oameni neprihăniți. Te rugăm să le dai Duh bun, înțelepciune, să vorbească cu înțelepciune și cu respect unii cu alții. Doamne, să nu arunci murdării unii asupra altora, iar nu dă-ne discernământ la toți alegătorii, ca să nu devenim, să nu fim manipulați în toate felurile, ci să avem discernământ și să putem să ne dăm votul pentru oamenii care cu adevărat pot să aducă o zidire a țării. Este greu să înțelegem, să ne dăm seama cine poate face aceasta acum, dar ajută-ne, Doamne, să ne interesăm, să căutăm, să înțelegem și ajută-ne și pe noi, pastorii, să dăm direcții bune și înțelepte. Doamne, te rog acum și pentru frații mei, pentru Valeriu Ghelețchi, pentru Ion Groză, Doamne, te rog să le dai și lor înțelepciune în împrejurările acestea și cum să procedeze, cum să discute, cu cine să discute și ajută-i, Doamne, ca să ajungă în viitorul Parlament și să lucreze spre binele țării, să aducă contribuția bună pe care poate să o aducă. Te rugăm, Doamne, să-i ajuți. Îți mulțumim pentru toate. Te slăvim în numele Domnului nostru, Iisus Hristos.
și te rugăm și te rog și pentru Nata Albut, de asemenea și pentru Cafcaliuc, te rog pentru ambii ca să le descoperi lumina Evangheliei, că asta e cel mai important lucru de care au nevoie. Doamne, descoperă-le lumina Evangheliei ca să creadă în Domnul Iisus Hristos din toată inima, să le fie mântuite sufletele lor, să capete pacea și bucuria pe care o dă credința, Doamne, și apoi, Doamne, potențialul care îl au să-l folosească pentru binele oamenilor, să-l folosească pentru împărăția Ta și să nu fie invers. Îți mulțumim pentru toate, te slăvim în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin, dragii mei. Vă rog să distribuiți emisiunea asta. Video este, nu știu numele emisiune, video, mesajul ăsta. Și ne revedem cu voi mai târziu. Pace multă!